În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiții mei, există anumite evenimente private organizate la restaurante în care dacă ești invitat, răspunzi afirmativ acestei invitații și te duci. Și atunci când ajungi acolo, te întâmpină un ospătar, cineva care trebuie să stea la intrare și verifică listele să vadă dacă numele tău figurează între cei invitați. Ei bine, de fiecare dată când se întâmplă să mergem la astfel de evenimente, parcă avem așa o emoție. Mă, oare eu sunt pe listă? Ne frământăm, da? Dacă o uita de mine să mă treacă aici pe hârtie. Ei bine, dragii mei, astăzi, pentru că este o dublă sărbătoare, vom învăța ce să facem ca să avem numele scrise pe lista lui Dumnezeu. În Cartea Vieții. Pentru că așa se numește acea listă a lui Dumnezeu. Și atunci, la un moment dat, cu toții vom merge la poarta cerului. Și ne vom întreba, oare mi-a trecut Dumnezeu numele acolo pe carte? Sunt și eu binevenit în împărăția cea cerească? E bine, pentru că este o dublă sărbătoare, avem două evanghelii. Și din fiecare evanghelie vom învăța un detaliu important pentru viața noastră. Ce să facem ca să fim trecuți în rândul celor invitați la cina lui Dumnezeu? Și în primul rând, Evanghelia de duminică, din duminica de astăzi, a învierii fiicei lui Iair, ne dă un detaliu interesant. Vedem o femeie bolnavă de scurgere de sânge, care vine în mulțime, se apropie de Iisus Hristos și face ceva. Îl atinge pe Hristos. Ei, dar atingerea aceasta nu este o atingere simplă. Ea nu-L atinge pe Hristos la fel cum îl atingeau ceilalți, ci este o atingere plină de credință, astfel încât din Hristos iese o putere care o vindecă pe ea. Și uitați ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi. Luca 8, 43-44. Și o femeie care de 12 ani avea scurgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată averea ei și de niciunul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei lui și îndată s-a oprit scurgerea sângelui ei. Dragii mei, la fel cum femeia aceasta s-a atins acum 2000 de ani de haina lui Hristos și s-a vindecat, la fel și noi astăzi putem să ne atingem de Hristos și să ne vindecăm de boala păcatelor. Știți care este această atingere pe care noi o putem realiza astăzi? Sfânta Împărtășanie. Este cea mai profundă întâlnire a omului cu Hristos. Cea mai deplină. Fiecare act de închinare al nostru la adresa lui Hristos, lui Dumnezeu, ne face să ne atingem de Hristos. Dar Sfânta Împărtășanie este deasupra tuturor. Și astăzi vă invit să medităm cu toții la cum ne atingem noi de Domnul Hristos. Cum ne împărtășim? Și vă dau 4 variante. Și fiecare va trebui să se analizeze. Varianta A. Mă împărtășesc cu credință, având pregătirea necesară. Adică vin la potir, crezând că acolo este Hristos. Și mi-am pregătit sufletul prin spovedanie, și prin rugăciune, și prin post. Și am venit gata să mă împărtășesc cu Hristos. Varianta B. Pentru mine, Sfânta Împărtășanie este un simplu ritual, un obicei. Și nu prea m-am gândit eu la semnificațiile profunde ale Sfintei Euharistii. Cum te împărtășești? Te împărtășești din obișnuință? Că așa trebuie? Sau te frămânți, te gândești? Cauți să înțelegi gestul împărtășirii tale. Te apropii de potiri cu frică și cu cutremur și zici, acolo e Hristos. Varianta 3. Consider că primesc de la Domn Părinte doar niște vin și pâine. Sunt și din aceștia care gândesc așa. A, mi-a dat Domn Părinte, ce ți-a dat? Niște vin și pâine. Păi asta e împotir? Asta consider tu că este acolo? Doar niște vin și pâine? Și varianta D, cea mai rea. Consider că Sfânta Împărtășanie este o sursă de îmbolnăvire. Ați văzut cât de mult a înnebunit România în ultima perioadă? Să ajungi tu să crezi că te îmbolnăvești dacă te împărtășești. Vă dați seama ce nebunie a cuprins România, dar și lumea întreagă. Păi dacă eu cred, gândiți-vă ce luptă a fost în mințile oamenilor care îl iubesc pe Dumnezeu. Eu dacă cred că împotir este trupul și sângele Domnului, Hristos nu mă îmbolnăvește pe mine. Nu are cum, Hristos dimpotrivă mă însănătoșește, îmi dă sănătate sufletească și trupească. Și aici eu trebuie să aleg cum mă raportez față de Hristos, cum îl ating eu pe Hristos. Să știți că acolo în mulțimea aceea mare erau foarte mulți oameni și mulți au intrat în contact cu Iisus Hristos, dar nimeni nu s-a vindecat decât femeia aceasta care s-a atins cu credință de Hristos. Uitați ce ne spune Sfântul Nicodim Aghioritul. El ne zice că dacă vrem să-L iubim mai mult pe Dumnezeu, trebuie să ne împărtășim mai des. Și varianta cealaltă este corectă. Cei ce îl iubesc pe Dumnezeu mult se împărtășesc mai des. Dar uitați cum spune el aici. Unii se miră de ce părinții își iubesc așa de mult copiii și de ce copiii iubesc pe părinți. Și zicem că nimeni nu s-a urât vreodată pe sine și nici trupul său. Așa și copiii, fiindcă trupurile lor își au ființa din trupurile părinților. Și mai mult, fiindcă se hrănesc cu sângele mamei lor. Și când sunt în pântece și după aceea când se nasc, pentru că laptele din fire nu este altceva decât sângele care s-a înălbit. De aceea zic că este lege a firii să iubească pe părinții lor și părinții să iubească pe copiii lor care s-au zămislit din înseși trupurile lor. În același chip, cei ce se împărtășesc adesea cu trupul și cu sângele Domnului nostru, în chip firesc, își vor aprinde dorul și dragostea față de El. Pe de-o parte, pentru că izvorătorul și făcătorul acela de viață, trup și sânge, cu cât este împărtășit mai des, cu atât aprinde spre dragoste pe cei ce se împărtășesc, chiar de-ar fi cei mai nemulțumitori și învârtoșați cu inima. Iar pe de altă parte, pentru că cunoștința cea pentru dragostea de Dumnezeu nu este un lucru străin de noi, ci în chip firesc este semănată în inimile noastre. Vedeți? Putem fi trecuți în Cartea Vieții dacă ne-am atins de Hristos cu credință, dacă ne-am împărtășit aici pe pământ cu credință. De aceea este foarte important și credincioșii noștri din Bobohalma știu, e foarte important ca dacă un om se îmbolnăvește și trage să moară, să cheme prima dată preotul să-l spovedească și să-l împărtășească și abia apoi să cheme doctorul să vadă dacă mai poate fi făcut ceva pentru el. În al doilea rând, mai învățăm că putem fi scriși în Cartea Vieții doar când facem misiune. Doar când facem misiune. Și în Evanghelia a doua a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril Ni se zice despre ucenici în Luca 10, 17 până la 21 lucrul acesta. Și s-au întors cei 72 cu bucurie zicând: Doamne, și demonii ni se supun în numele Tău. Și le-a zis: Am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului. Și nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucurați de aceasta că duhurile vi se pleacă, ci vă bucurați pentru ce? Că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și la începutul versetului 21 ni se mai zice: În acest ceas, Iisus s-a bucurat în Duhul și a zis. Dragii mei, când am citit Evanghelia acasă, am zis: asta e Evanghelia pentru Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril? Păi dacă ați fost atenți, nu se zice absolut nimic despre îngeri în Evanghelie. Ce legătură, ce referire are această Evanghelie la îngerii noștri, la cetele îngerești, arhanghelii și toate celelalte, îngerul păzitor? Și, vedeți, nu face nicio referire. Ba dimpotrivă, face referire la cine? La diavol. Da? La diavolul care este aruncat din cer pe pământ. Dar după aia mi-a picat mie fisa. De fapt, diavolul a fost aruncat din cer pe pământ. De către cine? Ia spuneți dumneavoastră. Cine l-a aruncat din cer pe pământ, pe diavol? Arhanghelul Mihail, care e generalul oștirilor cerești. Vedeți? Cum face Evanghelia să fie prezentă o persoană fără să-i pomenească numele. Vedeți cât de inteligenți au fost Sfinții Părinți și scritorii sfinți ai Evangheliei. Arhanghelul Mihail l-a alungat pe Satana din cer, împreună cu oștirile cele îngerești, care au ales să se închine pe mai departe lui Dumnezeu. Ei bine, practic aici, în Evanghelia de astăzi, pentru Sfinții Arhangheli, Iisus îi mustră pe ucenici, dacă citim cu atenție. Și le zice așa: nu vă mai lăudați voi că pe voi vă ascultă diavolii și când ziceți să iasă dintr-un om, el iese. Pentru că diavolul deja este o ființă malefică, supusă. Este un înger întunecat, înfrânt deja. De către cine? De către Sfinții Arhangheli și toți Sfinții cei din ceruri, îngerii. Ei bine, dar Iisus le mai spune ucenicilor așa: dar totuși să vă bucurați voi pentru ceva. Nu vă bucurați cu biruința Arhanghelului și a îngerilor. Bucurați-vă cu faptul că, datorită faptului că voi faceți misiune și sunteți împreună cu mine, numele voastre sunt scrise în ceruri. Acum, ca să putem fi și noi scriși în Cartea Vieții, trebuie să călcăm pe urmele ucenicilor. Să nu ne bucurăm că am reușit să-l înfrângem pe diavol, că diavolul este deja înfrânt. El zicea, Părintele Savatie Baștovoi, că diavolul este doar un câine care latră gros, dar el este legat. El nu ne poate mușca. Doar dacă intri în perimetrul lui, acolo da, ești victimă sigură. Dar dacă nu intri acolo, diavolul nu-ți poate face rău. Nu te poate distruge. Dar nu te mândri tu cu asta, ci mândrește-te cu faptul că Dumnezeu ți-a scris numele în Cartea Vieții. Dar trebuie să facem și noi ce au făcut ucenicii. Să facem misiune. Pentru că, iară, nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost atenți la ultimul verset. Noi am mai citit din Evanghelii. Ia să-mi spuneți dumneavoastră mie, când se întâmplă ce se întâmplă în versetul 21. În acest ceas, El s-a bucurat în Duhul Sfânt. Iisus s-a bucurat. Dacă citim Evangheliile, vedem că e singurul loc unde Iisus se bucură. În rest, de multe ori îl vedem pe Iisus Hristos că plânge. Da? Când se duce la groapa lui Lazar. Ce zice acolo în Evanghelie, în Ioan 11? Că Iisus a plâns, iar mulțimile au zis: iată cât de mult îl iubea. Iisus de multe ori a plâns. Dar când vede că ucenicii lui fac misiune, că diavolul este înfrânt prin misiunea lor, atunci el se bucură. El se bucură și ne scrie numele în Cartea Vieții. Vă întreb iarăși, ca să ne analizăm. Ai spus cuiva despre dragostea lui Hristos? Varianta A. Nu. Nu consider că e de datoria mea, ci a preoților. Dacă credem așa, e greșit. Varianta B. Nu, pentru că nu știu aproape nimic despre Dumnezeu. Și varianta B este greșită. Ar trebui să știm, nu-i așa? Ar trebui să învățăm lucruri despre Dumnezeu ca să le putem spune și altora. Și nu doar să le învățăm, să le experimentăm. Varianta C. Da, le-am spus uneori copiilor mei să se roage, dar asta doar când erau mai mici. Este bine, dar nu-i de ajuns. Noi trebuie mereu să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu cu toți oamenii, cu copiii, cu vecinii, cu toți. Și varianta D. Da, le-am spus tuturor despre faptul că Dumnezeu îi iubește și ori de câte ori mă întâlnesc cu cineva, caut să conduc subiectul discuției înspre tema aceasta, a faptului că Dumnezeu ne iubește. Și atunci este bine. Am să vă dau un exemplu frumos. Cu un sfânt al zilelor noastre, cu Ianis, cel nebun pentru Hristos. Și în încheiere am să vă spun cum acest sfânt extraordinar a reușit să spună unui tânăr că el greșește și că prin viața lui îl supără pe Dumnezeu. Și uitați ce spune. Pe băiatul acesta îl cheamă Dimitrachi. Hai să zicem Dimitrie, da? Numele românesc. Și povestea Dimitrie așa. Într-o zi mama m-a trimis să iau pâine de la brutărie. După ce am cumpărat pâine, am săvârșit și o faptă urâtă. Așa cum obișnuiam să fac împreună cu prietenii mei. Am furat o ciocolată. Când a spus aceasta, Dimitrie și-a îndreptat privirea spre podea și s-a înroșit de rușine. Apostol nu și-a dat seama, apostol fiind vânzătorul de la magazin, nu și-a dat seama și am crezut că nu a văzut nimeni. Însă începând din ziua următoare, când ieșeam din casă ca să merg la școală, găseam lângă ușă două ciocolate asemănătoare cu cea pe care o furasem. Aceasta s-a întâmplat vreme de aproape 20 de zile. Am întrebat-o pe mama cine pune ciocolata și mi-a spus că în fiecare dimineață Ianis sună la ușa blocului. El face unele ca acestea. Dimitrie, mi-a spus mama. Atunci am înțeles că trebuie să mă fi văzut când am furat ciocolata și vrea astfel să mă mustre. Lasă că îi arăt eu nebunului ăsta care vrea să mă facă să mă simt vinovat pentru o ciocolată pe care am furat-o. Așa gândeam atunci. În ziua următoare am găsit din nou ciocolatele împreună cu o hârtie pe care erau scrise cele 10 porunci, dintre care cea care spune să nu furi era subliniată. M-a mâniat foarte tare. Așadar, după ce am venit de la școală, m-am dus îndată la blocul lui Ianis și am sunat la ușa lui. Mi-a deschis și mi-a spus cu zâmbetul pe buze. Uitați ce îi spune Sfântul acum. Iartă-mă, Dimitrie. Știu că ai venit să-mi dai 2 palme din pricina ciocolatelor. De unde știa Sfântul treaba asta? De altfel, eu, neghiobul, numai de palme sunt vrednic. Haide, lovește-mă cât poți de tare, dă afară toată mânia, copilul meu. M-am pierdut cu firea și am vrut să plec, îmi era frică. De unde știa că m-am dus să lovesc? De vreme ce nu spusesem nimănui. La această nedumerire a mea, el a răspuns îndată. Te întreb, bunul meu copil, cine mi-a spus că vii să mă lovești? Nu-i așa? Am răspuns afirmativ. Înaintea ta a fost aici Sfântul Dimitrie, ocrotitorul tău, și Maica Domnului și mi-au spus, știi, ei te iubesc mult și îți vorbesc adesea despre tine. Alaltăieri când te-am certat, când te-ai certat cu Elena, colega ta, și i-ai dat o palmă, i-ai întristat foarte mult și au plâns aici împreună cu mine. Vedeți ce relație avea Ianis cu Sfinții, cu Maica Domnului, cu Sfântul Dimitrie. Nici această întâmplare nu o cunoștea nimeni. Dimitrie, o să spun o taină mare. Dacă făgăduiești că n-ai să o dezvălui nimănui, câtă vreme mă aflu în această viață, primești? Da, am răspuns eu. Iar el strălucea de bucurie. Și uitați mesajul lui Dumnezeu pentru el. Hristos, Dimitrie, vrea să vină în casă la voi. Dar de câte ori a venit să vă viziteze? A auzit certuri și a plecat întristat. Mi-a spus așadar să-ți dau să citești poruncile sale și să le înveți și să le împlinești. Și atunci se va întoarce și va rămâne totdeauna cu voi. Știi ce înseamnă să locuiești în aceeași casă cu Cel ce a creat lumea? Hai, du-te acum acasă, pentru că mama ta o să se neliniștească. Ce frumos i-a vorbit acest sfânt despre Hristos, acestui copil aflat în derivă, care era gata să învețe, să greșească, furând totdeauna. Dragii mei, ca să fim scriși în Cartea Vieții, să nu uităm, să ne atingem cu credință de Hristos atunci când ne împărtășim, când ne pregătim în posturi și în afara posturilor. Și în al doilea rând, să facem misiune ca să aducem bucurie pe fața lui Hristos. Amin.